Rămân la cuvântul care s-a citit din 1 Timotei, capitolul 4. M-aș bucura să aveți și Biblii, doar sunteți tineri cu școală. Școala înseamnă cărți, biserica e cea mai sfântă școală. Aici, în versetul 12, stă scris: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci dimpotrivă, fii o pildă. Adică poți să fii de disprețuit sau poți să fii prețuit. Spune o cântare, spun doar un vers din ea: nimic nu mai înalt ca viața, dar nici mai josnic decât ea. Poți fi înger sau poți fi demon, depinde de voința ta. Observați, scrie apostolul, e ceva ce tu poți să faci, să fii prețuit sau disprețuit. În activitatea voastră școlară, nu știu, sunteți premianți sau sunteți careva corigenți, repetenți, dacă sunteți careva angajați în câmpul muncii, nu știu, sunteți la panou de onoare sau la cei care le este tăiat din salar, sunt penalizați disciplinar. Acasă, vă amintiți ultima dată când a stat la col sau nu știu cum vă disciplinau pe voi părinții, sau vă amintiți cu drag când ați fost apreciați de tata, de mama, de bunica, de mătușa? În biserică, frații, v-au ținut morală sau ați auzit așa în surdină, cum s-a povestit, uite, fata asta e fată pocăită, ține adunare, băiatul respectiv este activ, este unul de cinste. Voi alegeți dacă îți vei fi prețuiți sau disprețuiți. Apostolul spunea că pentru a fi dat ca exemplu pozitiv, trebuie să dovedești aceasta prin câteva aspecte. Și vreau să vă țin cu câteva idei de aici, și voi ca niște tineri cu minți, înțelepți, veți lua aminte, veți pricepe. Ne-am și rugat la început Duhul Dumnezeu să facă lumină în mintea noastră. Observați, scrie aici o pildă pentru credincioși. În lume sunt altfel de valori. În lume sunt apreciați băieții care sunt mâzgăliți, știi, tatuați, care umblă așa cu hainele rupte, nu se întâlnesc pantalonii cu șosetele, cu pantofii, umblă așa tunși, să nu mai zic mai departe. În lume sunt apreciate fetele care s-au expus pe Facebook, așa, de-andoasele, cu mai puține hăinuțe pe ele, sărace și la trup și la haine și la suflet. Dar vă rog să rețineți, adevărata valoare n-o dă lumea. În biserică trebuie să fie prețuite adevăratele valori. Și vă citesc aici un verset din Cartea Proverbele, din capitolul 29. Spune Scriptura în ultimul verset de aici, Proverbele 29 cu versetul 27. Omul nelejuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Dacă ar veni aici la noi o fată din asta îmbrăcată haios sau un tânăr din asta, cum mi-a fost mie silă să-l descriu până în capăt, l-am apreciat noi? Ne-ar fi așa, lehamite de el. Dar cel ce umblă fără prihan este o scârbă înaintea celor răi. O fată îmbrăcată evlavios, cu trupul acoperit, cu o vorbire frumoasă, care nu o găsești pe internet în diferite ipostaze, păi nu apreciază cei de afară. Totul este cine vrei să te aprecieze.
unde vrei să fii binecotată. Spune Scriptura la 1 Petru, capitolul 3, că mâine poimine să vă măritați și poate chiar vreți asta, aveți răbdare. 1 Petru 3, citesc de la versetul 3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în pitura părului, purtarea de podoabe de aur, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vă rog, rețineți, catalogul nu nici măcar la noi, catalogul e la Dumnezeu. El vă dă notă. Fetelor, că aici de femeie este vorba, vă amintiți când v-ați supărat ultima dată, când ați fost așa irascibile, când v-ați îmbufnat? Nu vă amintiți, nu? Am fost undeva în urmă, când erați în clasele primare, nu? Că așa se spune, că toate fetele sunt bune, numai nu știu de unde ies nevestele rele. Un duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cine vreți să vă dea notă bună? Lumea? Lumea te prețuiește azi și mâine ajungi la coș. Băieți, cine vreți să vă dea o notă bună? Îngerii care fac notații și duc evidențiile în cer sau așa colegii se spun, aici un like, din coloncă un like? Și asta contează? Să te aprecieze niște oameni neserioși? Ai, tare! Cuvinte, știți voi cum se folosește, jargoane sunt ale vremei, au fost dintotdeauna. Deci noi aici, la biserică, vă rog, rețineți, vă îndemnăm cum să aveți valoare în lumea spirituală, în cele sfinte și mai presus de toate înaintea lui Dumnezeu. Voi alegeți. Și v-am citit din Proverbe, nu poți să fii aici prețuit și în lume de asemenea. Ori, ori. Îmi spunea, nu uit, la Zalău era o părtășie așa de tineri, a fost o pauză și apoi au revenit iar și vine mama una dintre fete și îmi spune, așa m-am bucurat că a venit fata acasă și mi-a spus, mama, pe zi ce trece, pricep tot mai mult că a fi o fată prețuită de Dumnezeu înseamnă să fiu total diferită de lume. Toată lumea zace în ce rău, spune Scriptura. Sunt două lumi paralele, dragi copii. Diavolul te prețuiește până când te aruncă la coșul istoriei. Dumnezeu te prețuiește pentru vecii vecilor. Amin. Tu alegi. Au fost întrebați unii sportivi în mania lor de a ajunge pe podium. Ce alegeți? Să vă dopați, să vă supuneți trupul la eforturi deosebite ca să faceți performanță și să câștigați un loc pe podium? Sau să vă grijiți de sănătate și să fiți toată viața sănătoși? Știți ce au spus mare parte dintre sportivi? Să ajung pe podium, nu contează că-s bolnav până la moarte. Am avut în biserică un tânăr care, când a fost tânăr, a consumat diferite substanțe ca să facă performanță și a ajuns, s-a dereglat organismul la 242 de kilograme. N-a încăput pe ușa trenului să meargă la Cluj la spital. A murit la 40 ceva de ani. Și pe bună dreptate se spune ori că unii își trăiesc tinerețea ca să fie sigur că își nefericesc bătrânețea. Dar durerea e mai mare că unii așa primează la ei valorile să fie acum super, în vogă, apreciați și mai apoi toată veșnicia disprețuiți. O altă idee care vreau să vă rețin scrie aici: să fie o pildă în vorbire și apoi în purtare. Există o relație determinativă între vorbire și purtare. Se poate să aibă cineva o vorbire frumoasă și o purtare rea? Vă puteți evalua prin prisma vorbirii voastre. Spunea Domnul Iisus Hristos, din prisosul inimii vorbește gura. Și vreau să vă citesc câteva versete din cartea Proverbele și voi să vă evaluați.
Cum vă puteți determina purtarea bună prin limbajul vostru? Și vom vedea mai apoi de unde au să ne asemenea limbaj. Citim din Proverbe, din capitolul 16, de la versetul 21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzilor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Va avea cuvinte prietenoase, care sunt ca un fagur de miere, dus pentru suflet, sănătoase pentru oase. Întoarcem pagina, capitolul 18, iară să treci câteva versete deosebite care scot în evidență valoarea vorbirii. 18 cu versetul 20, din rodul gurii lui satură omul trupul, din venitul buzilor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Acum avem suficiente aparate, posibilități de a înregistra vorbirea. Voi v-ați ascultat vreodată așa? Hai, ia gândiți-vă puțin, amintiți-vă, memoria trebuie să vă ajute chiar dacă nu v-ați înregistrat. Cam ce vorbiți voi într-o zi? Care este limbaj? Aveți un limbaj frumos, evlavios, amabilitate, bunăvoință, îngăduință, sau depinde cine e de față, cine nu e de față, cine aude, cine n-aude, nu? Știți întâmplarea aceea că un copil a intrat așa val vârtej în casă și spune la mama arătând așa doar o urmă de șoarece, ce l-am prins, sunt mai estez decât pisica, am schinjuit, am tăiat picioarele, l-am străpuns, știi? L-a torturat. Și apoi se întoarce și dă cu ochii de un frate și spune: și apoi Domnul l-a chemat acasă. Ați mai auzit asemenea paradoxuri și schimbări de sens? Ce frumos vorbiți voi la biserică și cântați, așa-i? Dar cu colegii? Cine ar vrea să fie înregistrat în pauză? Cum vorbește? Hai să includem la vorbire și mesajele, nu? Ce ați povestit voi? Care ar vrea, nu ridicați mâna sus, numai să vă imaginați. Că ar fi un sistem să extragem din telefon, să vă fie înregistrat și acum să punem aici pe proiector vorbele voastre și apoi toți să audiem cuvintele voastre. Așa, bune, cu rele, vrute, cu nevrute. Și apoi se întrebă, băi, care băiat vrea să ducă fata asta acasă? Poate a zice, da, dacă știam că mă registrează, așa vorbeam, era prima nuntă, era a mea. Ascultați-mă ce vă spun. Nu limba e de bai. Limbajul nostru descoperă caracterul nostru, ceea ce gândim. Limba doar face serviciul acesta, să ducă marfa la piață. Și ceilalți cumpără, aud, așa e în piață. Vă voi spune îndată de unde se poate procura un limbaj frumos, evlavios. Să fie o plăcere să te audă cineva. Am văzut asta de la fratele Vrumbrand, că în limba ebraică nu este cuvântul cuvânt. Eu am zis un cuvânt. La aici că este numai, dacă ar fi să înțelegem așa, literam, însemna îți ofer un dar, îți dau un juvaier. Când deschizi gura să poți să oferi o vorbă plăcută, să dea har celor ce o aud. Nu să schimbăm așa. Știi? Aia cu copilul admitem cu șoricelul, dar am întâlnit eu tineri care spun, știi, ceau, ceau, ceau,
apare pacea Domnului. Mă zic, dar când i-ai spus lui Ceau, ce i-ai oferit? I-ai spus cuiva Ceau. Dacă a zis pacea Domnului, când a intrat Domnul Cinci, a spus pace, voi erau turburați și într-o dată au primit pace. Și când ai spus Ceau, ce dai? Zi atunci, bună dimineață! Hai. Bună seara! Cu respect, cu o plecăciune așa, ca răsăritenii. Și abia după vorbire scrie aici de purtare. Sper că la purtare ați luat cu toții nota 10 în catalog, da? Îmi amintesc când lucram în învățământ și dacă aveam vreo pauză, așa, mai erau unele ore după masă când eram mai liber, luam și cataloajele de la clasele unde nu predam eu să văd ce situație școlară au copiii pocăiților. Purtarea acasă, la școală, la serviciu. Se spune că cel mai frumos se comportă un om atunci când se gândește că nu află nimeni niciodată ce a făcut. Atunci este el cu adevărat. Că dacă te vede cineva, dacă se și filmează, nu? Dacă și cineva care vrei să pozezi bine înaintea lui. Fii o pildă. Imaginează-ți că ești dat ca exemplu oricând apar pe panou. Să se uite toți la tine. Cum există niște cuvinte, poate le-aș citit. Cum ar fi dacă toți din adunare ar fi ca tine? Dacă toți ar ajunge la adunare când ajungi tu? Dacă toți ar lipsi când lipsești tu? Cum ar arăta acea adunare? Dragi copii, ascultați-mă ce vă spun. Acum vă puteți forma un caracter frumos. A 30-40 de ani să te reciclezi, e destul de greu. El le spune la cei ce nu sunt căsătoriți cum sunteți voi, măi. Schimbați-vă comportamentul într-unul bun, nu cumva să afle nevasta, să afle bărbatul pe când o să te căsătorești. Ba, apoi o să afle și copiii. Acum, ba, cum zice un vers, finalul poeziei Paradisul Verde a fratelui Dionisie Giuchici, e mai bine mărul lângă drum să fi bătut decât s-a aprins cuptorul. Brat frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. E mai bine lămâioară prin grădină, prin livadă, decât cineva să piară într-un plop în să cadă. E mai bine și de ce să fii pelinul când poți să fii scorțișoară, căci amarul este chinul ce mulțimile doboară. Și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință, vinoas și fii creionul, schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul. Noi alegem ce trebuie să fim. Nu doar frunze și petale, să rodim și portocale, ci cântăm să și trăim. Doamne, ajută-ne! Ați vrea să fiți exemple? Cei ce vă văd, spun, uite, cu adevărat o fată pocăită. Ferice de părinții ei, ferice de surorile ei, de frații ei până locuiește în casa părintească, ferice de băiatul care va lua o asemenea fată. Să trăiești în ideea că ești chemat să fii model pentru ceilalți. Dacă este un alt model mai frumos ca al tău, îl urmezi. Dar dacă nu, să ieși tu în față prin exemplu care îl dai. Întâi în vorbire și apoi în purtare. Există apoi o altă relație interesantă aici. În dragoste, în credință. Există o relație între acestea două pe care vă citesc din Galateni, din capitolul 5. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici nețierea împrejur n-au niciun preț. Și noi vorbim de lucruri de preț, să fii prețuit, nu disprețuit. Ci credința care lucrează prin dragoste. S-ar putea să facem fapte bune de ochii lumii cum făceau fariseii. Dar vă rog, rețineți, cele mai de valoare fapte bune sunt cele făcute din dragoste. Pentru că vă citesc despre dragoste cele scrise în 1 Corinteni, capitolul 13, unde scrie de la versetul 4
Că dragostea nu înseamnă doar să faci anumite servicii și să le faci în forță. Uite, pregătești ceva pentru musafir, dar o faci așa că-s musafiri. Acum să nu ești tu bine, nu? Te comporți frumos că te vede cineva. Sau că știe, chiar că știe că ești pocăită. Dar nu asta e starea cea mai plăcută. Tu să ai un comportament frumos, un limbaj plăcut din dragoste. Măi, ați ajuns să iubiți pe cineva până acum? Cum vorbești cu cine ți este drag? Alegi cele mai frumoase cuvinte. Te dăruiești în modul cel mai exemplar. Dragostea spune de la versetul 4, este nerăbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu face nimic rău. Nu se nici măcar, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire și se bucură de adevăr. Nu poate face așa ceva. Deci să știți, dragi tineri, că atunci când nu aveți un comportament frumos, de fapt nu aveți dragoste. Și dragostea ne spune Cartea Sfântă că este o roadă a Sfântului Duh. De aceea fie ca Duhul Dumnezeu să vină peste voi. Amen. Îmi spunea o tânără, zice, am două surori, ea încă nu era pocăită, și ambele au fost botezate cu Duhul Sfânt. Merg la biserică amândouă cântă, dar una atât de frumoasă poartă, atât de respectoasă, de dăruitoare, ce cred că asta a primit cu adevărat Duhul Sfânt. Da. De fapt, Duhul Sfânt vă schimbă natura, dragi tineri. Doar așa să primești Duhul Sfânt să vorbești în alte limbi, spune Scriptura în acest capitol că e un zero. E o înșelăciune. Să vorbești 10 cuvinte în alte limbi, într-un mod înălțător. Și apoi când dai pe românește, mai bine ar fi slovaș să nu te înțelegem. Asta e frumusețea. Să o faci din dragoste. Nu poate face ceea ce este rău. Mai departe. Scrie aici, dimpotrivă, ea nu se bucură de lege, se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, are resurse inepuizabile. Să nu spui, gata, nu mai discut, nu mai fac, uite ce mi-ai făcut. No, dragostea nu e stare de așa ceva. Se comportă, cum spune noi, nu de nota 10, de nota 12. Să vă ajute Bunul Dumnezeu cu adevărat să iubiți. Apoi spune aici, am amintit, în credință. O viață prin credință te face să te dăruiești chiar dacă celălalt nu ți se dăruiește și chiar dacă alții nu se poartă frumos, tu să te porți frumos gândindu-te că tu faci asta înaintea lui Dumnezeu și îți va răsplăti. Este o acțiune a credinței, gândindu-te că celălalt se poate schimba și când va ajunge să înțeleagă, va răsplăti și el cu aceeași monedă. Dar fără credință. Știți capitolul acela frumos, Evrei 11, s-au comportat cu atâta demnitate, cu atâta ascultare. Cum? Ce i-a motivat? Credința. Cu aceste două imbolduri interioare, dragostea și credința, se poate un limbaj frumos, se poate un comportament evlavios. Fără dragoste și fără credință nu te duci departe. O, fie ca Bunul Dumnezeu să ne le dea, să le avem din prisos. Și un ultim aspect mai este menționat aici și de mare necesitate în vremea noastră. În curăție să fiu un exemplu. Băieți, fete, la capitolul moral cum sunteți? Spunea o fată, am discutat cu un băiat și până la urmă nu ne-am căsătorit. Nu neapărat e ceva plăcut, dar poate fi o experiență. Depinde cum. Deci așa m-am comportat încât accept, dacă ar fi fost posibil, să afișeze în fața bisericii toate cuvintele care le-am rostit când ne-am întâlnit și toate gesturile și felul în care a fost îmbrăcată la aceste întâlniri. Aș putea liniștită să ies apoi în față, să cânt o cântare, să spun o poezie și să iau cina Domnului. Dar am întâlnit și situații, îmi spunea o fată cu durere, sunt tare dezamăgită. Băieții la prima, la a doua întâlnire își permiteau anumite avansuri, atingeri.
Eu știu că este ispititor, că fiecare și-ar dori, nu? Cum spuneam un băiețel, n-avea nici 10 ani, și am profesorul sa mai mare, acum vorba să căsătorească sau era deja căsătorită, cum s-a sărutat cu soțul, ce aș vrea să fiu și eu mai mare, să sărut și eu o fată? Este ceva natural, născut, ți-ai dorit să îmbrățișezi pe cineva, să... Da, dar ai răbdare să vă cununăm. Ai răbdare să vezi dacă într-adevăr băiatul acesta care acum îți promite mare acusare, vezi dacă nu cumva totul este așa pentru un voiaj. Vezi, este serios. Păstrați-vă demnitatea în curăție. Dar nu-i vorba numai de relațiile dintre voi. Câtă murdărie este pe internet, știți voi prea bine, știți mai bine ca noi. Doar așa comunici, știu eu, pe diferite mijloace și îți apar reclame, provocări, ispita pornografiei și a filmelor și atâte stricăciuni acesteia. Vă veți păstra curați? Vă întinează mintea, e puternică la copii, la tine, la adolescenți, curiozitatea să văd. Dar după ce vezi, rămân aceste imagini în minte, dacă e vorba și de videoclipuri sau de filme, efectul destructiv este cu atât mai mare. A spus Domnul, scrie Matei 5, dacă se uită cineva la o femeie așa prea curvit, fi valabil asta și pentru o imagine virtuală? Cu siguranță da. În plan virtual, mintea slăbește, capacitatea de concentrare este un minus. Și ispita este cu atât mai mare. Nu știu cât de mult v-ați pervertit, câtă necurăție ați adunat. Pentru că spune la Efeseni, capitolul 4, cum trăiește lumea asta, dragii mei, e îngrozitor. Vin apoi la noi și ne spun, nu mai scap de aceste stări, imagini, mă urmăresc, n-am liniște, mă simt vinovat, murdară, noaptea, vise, coșmaruri. Efeseni 4, versetul 17, iată ce vă spune și mărturisesc în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii de deșertăciunea gândurilor lor. Versetul 19, ei s-au pierdut orice pic de simțire și săvârșesc, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Câtă promiscuitate există în lume. Citeam într-o statistică în jurul 1900, la universitățile din America s-a făcut un sondaj, permisivitatea sexuală era de 3%, deci mai erau studenți care își permiteau anumite acțiuni vinovate. Oarecum, pe un același eșantion, s-a făcut din nou studiu în anul 2000 sau 2010. Promiscuitatea și permisivitatea sexuală erau de peste 90%. Este o lume imorală. Îmi spunea un tânăr din Italia, era la liceu, într-o pauză îi sare așa, într-un mod ostentativ, provocator, o fată în brațe și spune, băi, ești ultimul virgin, nu te mai iert, gata. O lume lipsită de orice moralitate. Și astea nu va duce nici o bucurie în urmă. Nu. Îmi spunea o beată fată, ci frate, da? Știi, noi fetele suntem mai sentimentale, sau cel puțin eu sunt mai romantic, așa, când mă iau un băiat în brațe, am impresia că mă ridică, dar nu știu cât e la cer. Și eu zic, și când o să piși de acolo, praf și pulbere te face. Hai răbdare! Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. Recapitulez. Vrei să fiți exemple? Și ți-a luat Domnul un copilaș, l-a pus în mijlocul corpului și nu știu, cine vrea în rai să facă așa ca ăsta? Nu, nu facem concurs, numai așa, idei lansești. Care fată de la nădă, dacă o luăm de model de acum, exemplu pentru fete românce, slovace, toate. De la Zădăren, de la Gelu, de la unde mai sunteți pe aici, Șeitin. Care băiat vrea să fie exemplu? Model ăsta de la Betel, de la nădea noastră, gata. Da, dar pentru ca să fie exemplu trebuie să fii atent la limbaj. Descoperiri științifice dau de înțeles că toate vorbele noastre se păstrează undeva pe unde în cosmos. Comportamentul,
Dacă, așa cum a spus, ca să ai un comportament plăcut, un limbaj de sfânt, trebuie să izvorească totul din dragoste, să fie o acțiune a credinței. Și în mod deosebit v-am atras atenția la moralitate. Și acum, trec mai departe. Zice apostolul în continuare așa, până voi veni, ia seama bine la citire. Întorc la 2 Timotei, capitolul 3. Și vă citesc de la versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe cum fac eu acum, să mustre poate altădată, să îndrepte, să dea înțelepciune, prinire pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit. Ăsta da exemplu, desăvârșit. Și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Uitați-vă bine la mine acum. Cartea asta, Biblia, asta va face din voi cele mai binecuvântate exemple. Ia seama bine la citire. Și scrie într-un din versetele ulterioare, citite, cred, și acela în această seară. Stăruiește în aceste lucruri, fii culoarea mintei asupra ta însuți. Vreți să deveniți băieți și fete de valoare, de preț? Cumpărați-vă o Biblie. În ziua nunții, un prieten mi-a făcut cadou o Biblie și a scris aici la început. Cartea aceasta te va îndepărta de păcat, de moarte și de pierzare. Și cartea aceasta, sau păcatul, te va îndepărta de această carte. Nu știu dacă vă dați seama ce valoare are Biblia. Asta e puterea lui Dumnezeu aici. Nu e numai o carte de reguli, de maniere, de înțelepciune. Este o carte însoțită de puterea Duhului Sfânt. Când citiți în Biblie, dragii mei, Biblia te transformă. Pentru că este scrisă în așa fel încât să atingă cele mai adânci stări ale sufletului nostru. Iată ce vă citesc din Evrei, din capitolul 4. Spunea scriitorul aici, în versetul 13, căci cuvântul lui Dumnezeu, 12, așa, este viu, ați auzit? Și lucrător. Îl citești și lucrează în tine. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Laser Dumnezeu, că-l numesc eu. Pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Vă recomand să devin cât se poate de practic în fiecare zi, așa procedez și eu. Citesc Biblia dacă se poate odată așa text și odată cum eu umblu mult, o audiez în mașină, înregistrată. Sunt anumite cărți pe care le citesc așa, de la început până la sfârșit. Dar, cum sunt cărțile de înțelepciune, de la Iov până la Cântarea Cântărilor, 5 cărți acolo la mijlocul Bibliei, citesc câte un psalm în fiecare zi, câte un capitol din Iov sau din Eclesiastul și câte un capitol din Proverbe sau cel puțin o jumătate de capitol. Să zăboviți asupra celor scrise și veți vedea. Rugați-vă înainte a citi Biblia. Citiți-o cu pasiune, așa, cu atenție. Rugați-vă după aceea. Și veți vedea ce oameni de valoare scoate Biblia din voi. Așa am citit, îi scrie Pavel lui Timotei. Din pruncie cunosc Scripturile și Biblia poate să te ducă la o stare de desăvârșire. Cunosc o fată de caracter undeva în țara asta, știu ce articole scria la revistă. Și când am ajuns acolo în zona aceea, eram cu soția, atunci ne-a făcut cadou cartea Proverbele scrisă de mâna ei. Și un stil așa frumos l-a scris. Am botezat anul ăsta la Betel un bărbat, 42 de ani, dar nu-i căsătorit, turc de origine, deși nu-și cunoaște părinții, dar după nume, Mustafa, și după chip, ceva de genul acesta. A scris toată Biblia cu mâna lui. Un teanc imens de foi, are un scris caligrafic, foarte frumos. Când a completat fișa de autobiografie de la botez, am văzut că o scris în plus, a cerut o foaie suplimentară. Băi, zic, tu știi, scrie frumos. Zic, dar îmi place să scriu. Și atunci ne-a spus, am scris toată Biblia. A ajuns la adunare într-un mod accidental, l-a prins ploaia și n-avea umbrelă și ușa adunării a fost foarte aproape. O scuplasa cu flexul, ne-am intrat. Și
o să stau de ploaie. Și mi-a plăcut ce scrie, ce spuneți aici. Cineva sau el și-a făcut rost de o Biblie și a vrut să o priceapă și a scris-o toată. Cunosc tineri de vârsta voastră care știu Evanghelie pe de rost. Mai învățasem și eu cea după Ioan, ceva epistole mai știam. Vă recomand să vă faceți timp. Niciodată nu veți mai avea timp cât acum, dragii mei. Biblia va face din voi oameni de caracter. Dacă va fi să vă căsătoriți, veți fi prețuiți de soțul, de soțiile voastre, pentru că asta creează maniere, o stare plăcută. Ispititor este internetul, pierderea de vreme, vorbele. Da, au și cântările, de exemplu, locul lor, dar să nu fie doar cântări. Biblie. O să mă ascultați? Nu, eu v-am zărit, așa că s-o obișnuit să stau în față să mă uit. Astăzi ați uitat să vă puneți Biblia în poșetă cele mai multe dintre voi. Hai că ați plecat în grabă să nu întârziați, așa e? Vă iert. Am apreciat foarte mult elevii, studenții, acum studenții altceva, dar la elevi sunt unii care își duc Biblia și la școală și citesc în pauză, frumos. Au lângă ei, fac notițe și citesc în primul rând la gândul să împlinească cele scrise. Să vă citesc din Psalmul 119, care este psalmul cel mai lung, din cartea cea mai lungă și cu excepția oricâteva versete, aproximativ 170 de versete în acest psalm, apreciază cuvântul, exprimă dorința autorului de a cunoaște cuvântul, de a se lăsa pătruns de cuvânt, spune în 119, vă este tineri, versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum să fii tu model? Îndreptându-se după cuvântul tău, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea. Și ce câștigi cu asta? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Apoi rugăciunea, versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale, și voi cugeta la lucrările tale cele minunate. Versul 33, învață-mă, Doamne, calea rugăciunilor tale ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepe ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Întorc pagina pe la 90 și ceva, iarăși niște versete interesante. 97, cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea și rezultatul. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci tot nu le-am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Și nu doar teoretic, practic, îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. M-aș bucura dacă după întâlnirea de astăzi v-ați lua un angajament, nu un scris. Dacă vreți și scris, dar fiecare pentru sine, să se angajeze la cititul Bibliei. Suntem deja la sfârșitul toamnei, adică pe la jumătatea toamnei, așa să spun. Cât ați citit din Biblia anul acesta? Câtă Biblie ați memorat de când sunteți voi? Așa e că marea majoritate sunteți născuți la pocăiți. Știți întâmplările așa frumos din Biblie? Evenimentele. Din Biblie învățăm anumite principii de viață, cum vă spuneam, de proverbe, dar învățăm din ce e scris, uite, cu tare a făcut așa și s-a întâmplat așa, un altul a procedat altfel și așa începem cu Cain, cu Abel, cum le-a fost viața, care le-a fost destinul și înțelegem. Când ajungi proverbe și citești o femeie frumoasă și fără minte, cum este acolo? Cum scrie? Nu mi silă să spun cum este, nu? Și când te întreb, de fapt, ce cauți? Și în oglindă să vezi cât ești de frumoasă? Bă, ești tânără, vorba poetului. Era tânără frumoasă, zbura ca o rândunică și apoi când bar de seamă, vezi o beată bătrânică. Au trecut câteva zile, poate mai multe. Dar frumusețea interioară are nu trece. Valorile sfinte. Ați auzit, fetelor, de femeia aceea din Sunem, 2 Împărați, capitolul 4. Ce caracter la ea, îi spune soțul ei, uite, este un om al lui Dumnezeu. În Israel atunci nu erau mulți pocăiți. Știți istorie.
Vreau omul acesta să vină pe la noi. Uite, nu ne ajunge spațiu. Eu propun să fac o cameră la mansardă, avea idei. Bărbatul era un om gospodar, se pare că bogat, din cele scrise, a făcut acolo pe acoperiș, știu eu, o odaie sus. Și venea acolo omul lui Dumnezeu și discută cu Gehazi, cu slujitorul său, ce putem face pentru femeia aceasta? Și-o întreabă, vrei să vorbim la primărie, ai probleme să vorbim la armată? Ce situație? Și ea spune, eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și îmi place enorm episodul care urmează, gândindu-mă la final și la comportamentul ei, că altfel nu-mi place că s-a îmbolnăvit copilașul, singurul copil și a murit. Era la tata la lucru, știți întâmplarea asta frumoasă, da? Și tatăl său probabil era cu oamenii, cu angajația, cum spune la o slugă, du-l la mamă să. Mama lea a îngrijit de el și pe la amiaz copilul s-a stins. L-a pus pe patul omului Dumnezeu și trimite la soț vorbă. Trimite-mi, te rog, o slugă și o măgăriță. Câtă pace! Într-o asemenea criză. Altă femeie, n-ați întâlnit femeie de genul ăsta? Băi, ți l-am lăsat o zi la tine, acolo n-ai grijit de el, l-ați trimis acasă aproape mort, am mai vin o să vezi. Și o întreabă bărbatul, de ce vrei să te duci la omul Dumnezeu? Nu-i lună nouă, nu-i sărbătoare, de ce vrei să te duci? Știți ce i-a spus? Fii pe pace. Doamne, de unde atâta liniște? În dragoste și în credință fii un exemplu. A mers, s-a prăbușit la picioarele omului Dumnezeu. Sluga, mereu obiceiul, nu s-a apropie o femeie de el, spune, vreau să dea-o la o parte. Și-o spune, las-o că e tare amărâtă. Dar cum a putut așa amărâtă să reziste, să-și păstreze calmul? Elisei trimite pe Ghehaze și ea avea credință, știa fiecare câte greutate are, ce putere. Ce nu, iubi Dumnezeu, sufletul că nu plec fără tine. Și cum așteptatea până acasă, drumul acela, nu știu cât a fost, distanță. Intră omul Dumnezeu, se roagă pentru copil, copilul învie și îl dă înapoi. Dacă nu rezistam proba aceea și n-avea atâta tărie de caracter, vă rog, comparați această imagine cu cea a lui Mical. David, într-o zi de bucurie, a sărit așa, mâinile pe sus, am zis eu că ieși cămașa în pantaloni și s-a manifestat și asta pe geam și nu m-a disprețuit în inima ce s-a purtat așa, l-au văzut slujice, el e rege. Și el a venit cu bună intenție acasă, ne spune 2 Samuel capitolul 6, să-și binecuvânteze casa, dar asta nu a avut răbdare să intre el în casă, spune, te binecuvânt, nevasta mea, am fost atâția ani când nu te-am avut, știi, te-am luptat pentru tine să te am, eu am plătit preț, mi-am riscat viața între filisteni să-mi fii nevastă. Tăia s-o grăbit să-i reproșeze. S-a supărat și David și i-a zis de casa lui socru și... și se încheie capitolul cu ceva neplăcut acolo. Spune că n-am avut copii până în ziua morții, nu știu dacă am mai avut-o de nevastă vreodată. Vedeți ce diferență? Eu nu m-am numai un fecior de însurat și nu știu pe unde o fi onoră. Dar până aveam mai mulți de căsătorit așa, mă mai gândeam și eu. Cum zice o poezie, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine are între tine nu vrea o mireasă? Cine el sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Știi va rea frumoasă, știi va ore să gătească sau va fi o pierdevară și o pagubă în casă? Da? Abia apoi se vede cineva ce calități are, ce caracter. De asta nu se fabrică peste noapte sau în ziua botezului. A fost burdalnică, cum spune acolo de una, știți voi, în Proverbe 7, că picioarele nu puteau sta acasă. N-avea stabilitate, era ca pe gheață, numai tot patina în toate părți. Măi, dar pe una care nu-i poate sta picioarele acasă, cum s-o duce acasă? Că nici după aia nu stau picioarele acasă. Nu? Când în uliță, când în piețe, când pe Facebook, când pe Instagram, nu găsești. Nu?
Da. Ați reținut ideea cu Biblia? E mare valoare. Când citești și lași te pătrundă cuvântul lui Dumnezeu și vezi la oameni Dumnezeu ce comportament, ajungi să apreciezi valorile adevărate, bunătate, să dai replici. Asta, știți cum se spune, arma prostului este răzbunarea. Imediat, îți o spune înapoi. Se spune că în timpul primul război mondial, pare mi se, a fost așa o zi de acalmire, a ceva sărbătoare și s-a convenit să nu om așa un moratoriu de scurtă durată, să nu tragă nici de dincoace, nici de dincolo, știi? Dar unii așa în bajocuri au umplut o cizmă, probabil găsită pe front, au umplut-o cu ceva mizerii și au proiectat-o în frontul celălalt, știi, în tranșee. Și ceilalți au luat cizma, au spălat-o. Și-au pus ceva dulciuri ce-au avut ei acolo și-au trimis-o înapoi cu mențiunea, fiecare de ce are. Da? Aici este dovada în a fi exemplu în condiții critice. Că spunea Domnul Iisus că și păcătoșii știu să iubească pe ceilalți, nu? Oh, ce frumos! Oh, ceau, ceau! Un dar, un cadou reciproc, știi? Și când te izbești de o situație critică, atunci vezi. Atunci dai proba. Acum, vedeți să nu dați probe din astea. S-au dus doi tineri, erau în perspectivă de căsătorie la o grădină zoologică și erau de ăștia mai firești, aveau inele de logod, nu știi? Și asta s-a făcut că scapă inelul la cușca leilor, știi? Și dacă mă iubești, îl scoți de acolo. Măi, și s-o trudit săracul și într-un moment de neatenție aleului și l-o scos. Dar l-o scos și pe lui din deget. Și o să ți le dau pe amândouă, că eu am dovedit că pot, dar nu vreau să mă însoțesc cu cineva care mă supune la asemenea riscuri. Dă-i nelul la altul care, pe altul care vrei să-l bași la lei, eu am scăpat. Și de lei și de tine. Da. Dragii mei, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau seama cu atât mai mult ce valoare are un caracter ales frumos și cum ar merita să fie trăită viața. Nu vă pierdeți. Vă mai spun doar ceva și mă opresc. Mă întorc la textul nostru și spune aici: nu fi nepăsător de darul care este în tine. Întâi vorbim de caracter, apoi de slujire. Avea Timotei un dar, eu sunt legat într-un mod cu totul și cu totul aparte de versetele astea. Îmi pare rău, până la vârsta de 20 de ani n-am slujit. N-am fost în lume, dar am fost foarte retras. E drept că aș putea spune, aș avea o scuză. Am fost singurul pocăit în comună, singurul pocăit în școală. Biserica era undeva 3 comune mai încolo. Treceam printr-un oraș, apoi în altă comună era biserică. Ajungeam mai rar. Și mi-a părut rău că am pierdut niște ani frumoși din viață până când am început să slujesc. Aveam un bunic care era proroc. Și într-o zi am venit la el și a spus: ceas noapte m-a vizitat o persoană în haine albe și mi-a spus: mâine va veni Iosif la tine, nepotul tău. Să-i spui să citească 1 Timotei 4 de la 10 la 16 și să știe că asta e chemarea lui Dumnezeu pentru el. Darul de învățător. Și mi-au rămas pe suflet versetele acestea. Și spune Scriptura aici: puneți la inimă aceste lucruri, în primul rând comportamentul, trăirea, și apoi darul, lucrarea. Atenție, versul 16. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă, nu doar pe cei ce te văd, că trebuie să fii nu doar un exemplu în comportament, trebuie să fii un om care îți faci slujba. Și spune în a doua Timotei, capitolul 4, așa cu limbă de moarte, spune apostolul, 2 Timotei 4, ascultați-mă. Versetul 1, te rog fierbinte și ia ca martor divinitatea, perspectiva eternității, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui. Adică fii pregătit pentru slujirea care o faci. Versetul 5, fi treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. La ce sunteți chemați?
Ați înțeles sau încă nu? Am fost aseară la un privec la Lugoj. A murit o soră de 81 de ani. Și apoi am fost într-o familie și spunea, sora asta a avut un dar de mijlocire deosebit. Spunea un slujitor, nu mai știu, un an, doi sau câteva luni, să nu greșesc, zice, nu am putut dormi de dureri de coloană. Dureri de coloană sunt destul de grele. Și a vorbit și cu soția într-o zi și soția i-a spus, soțul meu, numai dimineața, spre ora 3-4, adoarme. Este tot timpul obosit. Și sora i-a zis, de seară intru în mijlocire pentru el. Fiecare seară avea o oră de rugăciune, la amiază alta, dimineața alta. Și spunea fratele, din noaptea aceea, n-am avut niciodată dureri de coloană. Fără ungere cu un de lemn. S-a rugat o soră. Avea și cu soțul nepocăit. Da, spune în Biblia 1 Corinteni 7:16, cine știe dacă smântui bărbatul sau nu. A bătut-o soțul de-a lungul anilor, o mai bedepsea din când în când. Și povestea aia un exemplu, mie mi l-a spus frații acum, lucra schimbul 2 și a ajuns acasă pe la 10 seara și știa că e noapte de veche undeva și a zis, mă duc măcar să prind și eu 2-3 ori de rugăciune. Când vii acasă știu că mă bate bărbatul sau dimineața, dar măcar să prind părtășia. Și a stat acasă la ora 2. Bărbatul se trezește, se uită la ceas și când ea s-a aștepta că o ia pe cocoș, bărbatul se întoarce pe ceia parte și adoarme. Și a zis, Doamne, bărbatul meu s-a făcut bun între timp, nu, că a murit nepocăit. Dar îi spune dimineața, tu zice bine când m-am trezit că mi-o stat ceasul la 10:30 seara. Lui o stat ceasul la ora care trebuie să vină ea de la serviciu, știți? Când a văzut-o, acum a venit de la lucru. Că așa a vrut Domnul să o cruțe în noaptea aceea. O să avea sora asta niște experiențe, o să dacă vă mai spun una, poate nu mă credeți. Dar și dacă n-aș fi știți cine mi-a spus-o și n-aș fi luat-o din gură aici, eu n-aș fi crezut. Și a primit pensia și a pus aici. Așa, bagnote de 100, asta e partea mea și asta e partea Domnului. Și un gând îi spune, auzi, mai pune 100 la partea Domnului. Și spune, da, da, trebuie să fac asta. Și sub ochii ei 100 de aici s-o întors și s-o pus în grămadă asta altă. Băi, dar nu-i curent în casă, nu-i deschid geamul, dar cum s-o întors, băi, acum 100 asta? S-o înfiorat, băi. A mutat-o Dumnezeu de colo, colo. Experiențe frumoase. Și a înțeles că asta a fost slujirea ei. Scumpa mea soție, de când avea 14 ani, s-a rugat așa și a spus, Doamne, vreau să fiu soția unui predicator. Și a făcut mențiunea, să fie un predicator care folosește mult Biblia când predică. Și spunea surorului, ce cu rugăciunea asta la tine? Ce să fii tu soția unui predicator? Așa vreau eu să slujesc un predicator. S-a rugat 7 ani pentru asta. Am crescut în aceeași adunare. Dar până a venit eu vremea să-mi dau drumul, că eram de o vârstă la 21 de ani, dacă înainte i-ar fi spus cineva că va fi soția mea, ar spus, nu, nu, eu vreau un soț predicator. Așa m-am rugat și așa vreau. Și abia când am înțeles, când m-a chemat Dumnezeu și și-a făcut slujirea până la capăt, scumpa mea soție a plecat la Domnul. Știți ce mi-a spus? Păreau copii într-o zi înainte de a pleca. Ziceam un gând, poate puteam să slujesc mai mult Domnului. Și m-am gândit, unde, Doamne, mai mult? Că știu că s-a jertfit. Cât a umblat în misiune, rugăciune, post, cât a slujit, musafiri. Să nu lăsa să treacă viața, dragii mei, fără să slujiți Domnului. Împlinește-ți bine slujba de la tinerețe. Fii cu alea minte. Așa am citit atât de frumos aici. Nu fi nespăsător de darul care este în tine. Poate, fetelor, aveți un dar deosebit să cântați. Ați cântat la colegele voastre? Poate aveți darul să recitați. Poate vreun dar profetic de Domnul la careva băieți. Pe voi pe care vă cheamă Domnul la predicare, la mijlocire, la îndemnuri. Sunt unii care sunt numai cu îndemnuri, nu contează să fie toți cu studiu. Dar ei sunt de mare folos. Poate dăruire, poate implicare într-un alt fel de misiune. Băieții care cântă în fanfară, care slujești, să pregătești cântarea de la fanfară cu rugăciune înainte, cu rugăciune după. Nu știu ce vă doriți voi în viață, ce visați, ce așteptați de la viață. Nu este nimic mai frumos decât să fii pocăit și să slujești lui Dumnezeu. O viață fără slujire nu te leagă de biserică. Dacă tu ai un loc acolo la cor și cânți în fanfară,
Păi contează, întreabă dirijorul unde a fost, că este câte unul care așa vine când vrea, el pe post de spectator, spectatoare și ăștia știți cu ce rămân, cu băgatul de vină, știi? Și că ție ți-o mai plăcut de ăla cum predică sau de ăla, știi? La un prate care a predicat o soră din asta cu băgatul de vină, zice, și azi ai fost slab la predică. Și el spune, știu, n-ai vrea în săptămâna asta și în cealaltă, că peste două săptămâni vine a rândul să te rogi să postești tu pentru mine? A, te rog, ai văzut ce slab sunt. Doar și tu vrei să fie bine, da, sigur. Da, da, te legi, el a ținut-o așa, zice, da, da, te rogi, da, bun, gata, vezi că te sun, stabilim când e o zi de post, de rugăciune, știi? Și pe când a venit de rând spre ce din nou, el a așteptat la ușă și a zis, astăzi ai predicat mai bine, m-a rugat și eu. Dar e foarte important asta. Să susții cântarea, misiunea. S-a găsit în așa o foaie, așa muzată, învechită, tare, a unei surori acolo la perna ei, au curățat tot, n-avea urmaș. Și scria listă de rugăciune pentru mântuirea oamenilor. Și din lista aia, foarte mulți mântuise Dumnezeu din localitate. Și poate credeau predicatorii că a fost succesul lor. Și când colo o soră insista acolo înaintea Domnului pentru mântuirea celor oameni. Poate pentru părinții voștri, pentru frații voștri, mai mici, mai mari. Există slujbe de făcut. Dacă n-aveți careva până seara asta nu v-ați angajat, vă angajez eu. Am un SRL-ul, rugăciune pentru Anca Iosif. E cu răspundere limitată, nu? Nu vă angajez peste măsură să faceți. Le spuneam și la familiștii care au fost înainte aici că Dumnezeu a spus că în vremea asta am mare nevoie să fiu sprijinit cu rugăciune. Îmi spuneam, frate, în Oradea, deci am o fată, aici nu se culcă, nu se roagă și pentru Iosifanca. Am întâlnit un băiețel la Sibiu, mai ascultau predici sau așa, se mai rugau frații pentru noi și când le-au zis, zice că trecem pe la fratele Iosifanca, pe la Arad și copilul zice, eu știu, dar nu-l cunosc. Pentru că, ba, au zis, se baiuse cum se roagă. Și nu e vorba numai de mine, sunt vorba de atâția, alegeți pe care vrei. Dar asta înseamnă să termin cu alte pasiuni. Are nu merită. Am pune și copilul, normal să te joci, e normal să faci mișcare. Dar ca pasiune, decât să ai ca pasiune, știu eu ce, să te cațeri pe nu știu unde, să pescuiești, să știu eu ce sport, mult mai important să-ți găsești o îndeletnicire sfântă. Dumnezeu să vă ajute, amin? Hai că v-am ținut mult, Doamne, iartă-mă, mă iertați și voi, da? Bun. Deci vă doresc să fiți de preț, să fiți exemple. Nu în piața lumii, că aia vine cu tremurul și se răstoarnă toate. Aici, între sfinți. Asta înseamnă să, spune Scriptura aici, să fii atent la vorbire, la purtare, să te silești ce faci, să faci din dragoste, să te lași mâna de credință. Să nu vezi lucrurile numai prin vedere, ce se vede aici. Să anticipezi, asta e credința, înseamnă ochi pentru a vedea până dincolo și în mod deosebit atenție la imoralitatea care distruge atâtea vieți. Dar ca să puteți fi așa, v-am spus Scriptura, evident, cu rugăciune, cu întreg ansamblu creștinesc. Și nu uitați, de asemenea, v-am spus în final, o trăire frumoasă se asociază de minune cu o slujire înaintea Domnului, potrivit cu ceea ce Dumnezeu v-a dat. Poți să fii portar, poți să fii predicator, poți să fii... dar să-ți găsești și tu locul în lucrarea sfântă. Că spune în Biblie că a dat 10 talanți, că a dat 2, că a dat 1. A fost unul la care nu i-a dat niciunul. La fiecare dă Dumnezeu ceva de făcut. Așa trăiești legat de adunare, vei fi în ziua aceea când se vor împărți premiile. Și când fiecare va fi chemat să primească răsplata pentru cântările câte le-ai cântat, pentru rugăciuni, pentru dăruirea ta, să te pui și tu la rând și când ajungi la tine să spună, dar tu ce ai făcut? Apoi, Doamne, ce-o dus ăla cu talentul îngropat și pus în ștergar? Băi, am știut că ești aspru și că eu zic că ești și viclean și leneș. Să vă dea Dumnezeu har să fiți adevărate exemple. Amin.